bine ați venit la profanare cu exerciții de matematică. Așa, dragilor, bine ați venit și abia așteptăm să vedem subiectul. Voi ați participat astăzi, așa zis, da. la o testare de asta pe un grup de școli și ați văzut, aveți acolo niște subiecte. Ați fost pus în fața unor situații de acestea, să spunem, situații de competiție. Și vreau să vă spun că nu este în varianta testării de la Moisil sau de la Vrânceanu Mâine, da, copii? De ce nu e varianta aceea? Acolo? Și acolo lucrurile nu stau chiar așa. Exact. Și acolo, Mihaela, vrea să spun de suflet că drama mare este că acolo se vor întâmpla lucrurile care nu trebuie să se întâmple. Și atunci de ce îi trimitem la un profesor? Pentru simplu motiv. Asta e școala românească. Deci aici s-a ajuns. Și... Da. Deci ne mințim. Ne mințim. Păi dacă tu ce vrei să spui? Vreau să spun așa de suflet, să fiu lângă sufletul tău de părinte și lângă copilul tău și lângă copiii ceilalți, spunându-vă vouă așa, Cristina și Mihaela. Dacă la testarea asta națională la clasa 8-a s-a ajuns în situația asta că numai 30 au trecut. Au fost grele subiectele de olimpiadă. Da. Și atunci să vedem cu varianta acolo, că subiectele au fost atât de grele încât au fost imposibile. Așa se justifică 7 de 10 au fost pe toată țara, mai 7 de 10. Vă dați seama că generația asta la nivelul ăsta aici se află. Și aceste sume, noi am mai vorbit, aceste sume exorbitante care se cheltuie pe meditații, trebuie să justificate, trebuie să acoperite. Cu ce? Au fost subiectele foarte grele. Așa că la nivelul la care suntem acum aici, din păcate... Dar de mult din cauza asta sunt supărată, să știți. Da, din păcate, da. Din păcate, spre tristețea noastră, nu e pentru copil este, într-adevăr, destul de dureros pentru... voi părinții care munciți din zi în zi și mai... dar asta trece ușor. Important este să vedem cu cine alegem. Hai să facem o chestie. Hai să avem bucuria aceea pe care o trăim aici la Profonai, aceea de a face dintr-un subiect un alt subiect și să compunem alt subiect. Acolo iartă. Astăzi, cu Ștefania, mai cu singura Ștefania, am compus niște probleme. Pentru prima dată am luat-o pe Ștefania în brațe și am început să compunem și acolo subiecte. Facem subiectul ăsta la Olimpiada, da? Deci, să zicem, cum se spune? Olimpiada la matematică, faza pe centru metodic. Plata parții. Da. Domnul profesor, nu spune mai fiecare. Așa. Așa. Așa se spune. Ce? Hai să zicem tatăl nostru. Okay. Mi-a adus aminte. Hai, de ce? Hai să zicem. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Și noi iertăm greșiților noștri și nu știu de ce pe noi ni izbită și ni izbăvește din cel rău. Amin. Da, să vedeți cât de frumos ne știm și ce frumos să-ți facem subiect. Olimpiada. Locală, să zic, nu? Locală. Danov Ada fost clasa textă, etapa clasa clasa națională. Clasa locală nu e. Există cum asta? Există, dar până mai este, no, între județe, între județe și după aceea națională. Națională e târziu. Puține ar fi tare să ajungă națională. Păi da, v-am povestit că am ajuns cu copiii mei. Națională. Domnul profesor, a scos foarte mulți olimpici de națională. Fica mea a luat locul întâi pe țară. Primul loc pe țară, la clasa 6. Când era la clasa 6, a luat subiectul numărul 1 de 30 de puncte. Deci, 1. 1. Deci subiectul 1. Subiectul 1, da. 1. 1. Ce rest obții la împărțirea sumei dintre... sfertul, jumătatea, dublu, răsturnatul, triplu și treimea lui 264 la 3. Deci 264
Ce rest obții la împărțirea sumei dintre sfertul? Sfertul? Sfertul. Cui? 264. Deci se dă numărul 264, înțeleg eu. Da. Da? Numărul 3. Da? Se dă, deci așa, se dă numărul 264 și 3. Da. Și zice așa, ce rest obții la împărțirea sumei dintre? 264. Un pic, un pic. Și 3. Uite. La 3. Da, imediat. Imediat. Hai să mai citim o dată. Da? Deci ce rest obții la împărțirea dintre? La împărțirea sumei dintre sfertul, jumătatea, dublu, răsturnatul, triplul și treimea, adu-i 264 la 3. 264 la 3. Deci, zice o dată, că uite, nu sunt atent. Să știți că și eu am fost atent. Nu mă pot concentra. Ce rest obții? Ce rest obține? La împărțirea. Vorbesc de rest, vorbesc de o împărțire, trebuie să am două numere. De împărțitul și împărțitor, da? Da. Dar la împărțirea sumei, dintre, dintre suma, numărul 264 și sfertul lui, plus numărul 264 și jumătatea lui, plus da, numărul 264 și dublul lui, și am întrebat-o pe Daria, nici nu m-am prins, domn profesor, din prima. Ascultă-mă, să citim încă o dată, că trebuie să avem putere, suntem adulți. Da. Da. Ce rest obții la împărțirea sumei? Sume, deci construiește o sumă. O sumă, dintre sfertul, jumătatea, dublu, răsturnatul, triplu și treimea lui 264 la 3. Așa. Deci, cele două numere care se intră în discuție sunt suma și 3. Deci suma se împarte la 3, da? Da. Deci avem suma. Suma dintre niște numere. Corect. Corect. Atenție, copii. Deci așa trebuie să pătrundim problema. Deci vorba de construcția de împărțitului, care în clipa asta nu se știe cine este, de împărțitul fiind suma dintre sfertul, nu știu ce, al 264, da? Sfertul, jumătatea, dublu, răsturnatul, triplu și treimea. Așa. Deci, suma ies, pe care o să o găsim, urmează să o găsim, rezultatul să... Dar eu m-am picat să gândesc și eu, da? Da. Tu ai făcut acolo, dar eu nu am, până mă încălzea să înțeleg problema, trebuie să se pătrund nimeni. Deci, noi știm așa. Se dau două numere. 264 și 17. Să se afle restul împărțirii. 234 la 17. Ei bine, de data asta, autorul îi dă împărțitorul 3. Deci împărțitorul este 3. Iar în loc să ne dea de împărțitul, dar și în loc să ne dea de împărțitul, el ne spune că de împărțitul construiește-l tu. Eu îți dau un număr și află-i. Numărul acela, află-i sfertul, află-i jumătatea, află-i dublu, află-i nu știu ce, nu știu cum. Deci, de împărțitul nu-i cunoscut. Da? De împărțitul nu-i cunoscut. Urmează să-l descoperim. Așadar, yes, este. Mai întâi spunem... Ce rest obții la împărțirea sumei dintre sfertul? Sfertul! Ce înseamnă sfertul? Adică 264 împărțit la 4. Deci sfertul înseamnă 264 împărțit la 4. Jumătatea. Asta este sfertul, primul da. Număr pe care îl vom avea. Plus jumătatea. Jumătatea, ce înseamnă Flavia. Flavia, jumătatea? 264 împărțit la 2. Deci 264 împărțit la 2. Dublul. Dublu. Ce înseamnă dublu acestuia? Davide, dublu. Ori 2. Numărul ori 2, da? E două numărul. Deci, plus 2 ori 264, plus... Răsturnatul. Ce înseamnă răsturnatul? 462. Adică de la ce mai ce citirea lui în ordine inverse. Nu mai știam. Nici deci, răsturnatul asta înseamnă. 462. 462. Da. Triplul. Ce înseamnă Flavia triplu? 264. Ori 3, da. Plus 264 ori 3. Și treimea. Și treimea asta. Ce înseamnă? Împărțit la 3. Înseamnă numărul acela împărțit la 3. Plus
264 împărțit la 30. Abia acum am construit suma de împărțitul. Exact. Da? De împărțitul. Deci, atenție multă! Autorul a gândit în momentul de față ce? Ce a vrut să afle de la noi? Dacă știm ce înseamnă sfertul, jumătatea, treimea, dublu, triplu, răsturnatul, toate aceste cuvinte le-a cerut de la noi, dacă știm semnificația lor, să putem construi de împărțitul, iesul acela. Da? Și este egal acum, dar te rog să mă ajuți repede. Este egal cu 66 plus 132 plus 528 plus 468 plus 792 462. Ok, haideți să facem, da? Nu, 462. Nu, 462 de la restul nostru. Da, 462. 462. Dar de ce zicem? De ce zicem? 700, nu știu câte este darea. Da, 462, domn profesor. Acolo, loc de 8. Acolo, loc de 462. Acolo. Da, da. 462 era. Da. Mă scuzați. Plus 792, plus 88. 792, că e mulțit cu 3, da? 88. 88. Hai să vedem încă o dată dacă Daria a făcut corect. Deci, 264 împărțit la 4. 6, da? 66 plus 132. E bine? Da, da, da. 528 e bine. 2 ori 4, 8 ori 6, 12, 2 ori 2, 4, 5. 462. 792. Că ne-ai mulțit cu 3 aici, da? Și 88. Și cât este rezultatul ăsta al adunării, dacă vă amintiți, Stefania? 2066 este rezultatul. Da. Da. Și acum trebuie să împărțim pe acesta la 3. Deci 2066 stați puțin. Nu puteți sigur că ați făcut bine? Eu nu cred, domn profesor. Nici eu. Fără spălare. Păi și cine a spus? Nu voi ați spus? Nu, Flavia. 6 și cu 6, 12 și 2, 14. Nu se împarte la 3. Păi, domn profesor, răspunsul e 0, 1, 2, 3 sau 3 maxim. Restul. 0, 1 sau 1. A, restul e ăsta. 1 trebuie să fie restul. Deci. Ia să vedem. Vedeți dacă 66. Vedeți dacă e corect. La 2 ori 264 ați greșit. E 528. Și noi ce am scris? 264, 2 ori 4, 8. Păi și noi unde suntem? 8 aici, da. 628. 2 ori 4, 528. Primele la 1276, domn profesor. Pentru că am făcut 66 plus 132, 198 și am luat câte 2. Plus 528 plus 422, 990 plus 88. Și mie mi-a dat cadarea, domn profesor. Și cât a dat? Plus 8. Da, plus 880. Și atunci mie mi-a dat acolo 1180. Cât a dat Daria? 2168. Cât a dat Daria? Davide, cât a dat? Mie mi-a dat 2168. Cât a dat? Corect, 2168. 2168. 2168. Da, și împărțitul acela. Acum împărțim. 2168. Deci... 2168. Da, da, hai să vedem împreună. V-am lăsat pe voi acum. Deci să vedem așa. 8 și cu 2 în 10. 12. Iată, 20 și 8. 28, 8 și 2 reținem, da? 2 același cu 8 de aici, 10. Am greșit, 19, că îți dea restul. 19 și cu 6, 25, 27, 30, și 6. 6 și 3. 3 și cu 7, 10. 14, 19, 20. 20, nu, dar 20 și 1, zici tu. De 10, 14, 19, 20. 2068. Da, 2068 ne da. Uitați, 2068.
2068. De asta trebuia să ne dai restul 1. Da. 2068. Da, da, 2068 da. Împărțit la 3. Și acum 2068. Da. Împărțit da, la 3. De puțin te-ai încurcat acolo, 66, deci 2068, da? 3 în 20, 6 în 3, 18. O să-i dea 687 restul 1, domnul profesor. Da, am făcut bine. 8 ori 3, 24. 28. 3 nu puteți și eu. 9 ori 3, 27. Restul. Deci toți am făcut corect la ăsta. 5 puncte luate. Da? Să dau și prin eliminare. Nu, 3 n-avea cum chiar împărțitorul. Nu. Dar 3 nu putea să deci, fie. Deci vă dați variante, nu? Da, aici trebuie să încercuiască cu răspunsul. Păi putea să fie numai 1 sau 2. Numai 0, 1 și 2. 0, 1 și 2. Da, bineînțeles, bineînțeles. Deci, primul subiect așa e, domnul de încerpit. Bun, încerpit. Dar eu aș vrea să mă opresc aici ca idee. Ideea de lucru... Mai facem olimpiada? Da, mai facem olimpiada, cum să nu? Facem, dar vreau să vă spun ca idee, ce a vrut. Autorul. Am putea să gândim și noi în astfel de greșițiu? Bineînțeles. Da. Da? Da. Domn profesor, știți și care... Și putem zice o cincime, trei cincimi, patru șeptime și așa mai departe, da? Deci putem gândi acest număr în varianta noastră. Vă las-vă o ca temă să compuneți. Atenție, da? Da. Compuneți un exercițiu de genul ăsta în care nu neapărat pe 264 să-l luați de bază. 10. Deci luați un alt număr. Dar atenție, când vorbiți de o treime, să se împartă la 3. Când vorbiți de două cincimi, să se împartă la 5. Deci gândiți numărul acela așa fel încât el să fie capabil să accepte. Vă gândiți voi ca temă, da? Da, ca temă. Hai, 2. Mergem la 2. Subiectul numărul 2. 2. Tot îmi ies 1, nu? Da. Sunt 6 exercițiile. Da. Eu vreau să vă spun la Ioana a scris și în următor. 11, 13, 15, 17, hai să încep să 11, 13, 15, 17, și așa mai departe, până la 99. Câte numere ai scris? Noi am scris șirul, domnul 45. Profesor. Așa au făcut toți, au scris șirul. Tot șirul? Da. Da. Le-ați numărat. Da. Le-ați numărat. Da. La domn profesor. 45. Păi eu n-aș da, da. Așa. Da, sigur. Deci, da, așa. Deci, așa a fost o idee. Ca să fie dar dacă simt. Eu mă duceam până la 999. Poftim. Ce mai făceați? Deci eu nu-l opream la 99, îl opream la 999. Ar mai fi fost ideea voastră aceea de a scrie toate numerele? Nu, dar norocul nostru a fost la 99. Stai, Daria. Bine, dar autorul aici a avut grijă să mă lase și libertatea asta să scrieți pe toate. Însă Gauss, când i s-a dat învățătoarea, s-a adunat toate numerele. Atenție, când lui s-a dat să adună numele de la 1 până la 100, toți copiii s-au apucat să numere așa, 1 plus 2 plus 3. Și aș vrea să-și termine provărul dacă toți ar fi făcut. Numai Gauss, ce face? Intervine și dă răspunsul pe loc. A, doamne, putem să facem 999 minus 11 plus 1, apoi, nu, 999 minus 11, în paranteză împărțit la 2 plus 1. Asta era. Deci, din ăsta de aici... Deci, ne dădea 495 de numere și ne făceam 495 ori 900... Ia uite-te! Ori ceva! Ce tare! V-ați zis că din 99 scădem pe 11, deci numărul de termen, se zice, numărul de termen... Da? Numărul de termen, vă rog să scrieți toată lumea. Da, dar ca să scrie exercițiu, nu scrieți. Deci, 11, 13, 15, 17, 99, da? Dar am primit, domn profesor, eu erați greșit la asta, știți de ce? M-am luat la cu 60. De 60
60 nu era. Nici nu apare acolo 60. Nu, 60. Am uitat de numele de la 60. Să le scriu pe alea cu 60. Și noroc că mi-am amintit că nu. Dar mai era unul și cu 60 și ceva. Da? Hai scrie numărul de termen, după ce a scris, după numărul de termen, este, două puncte, 99. 999. Nu, aici. Cum vezi, s-a trudat în două la clasă. 99 minus 11. În paranteză, împărțit la 2, pentru că este din 2 în 2. Te sar din 2 în 2, da? Da. Deci ei s-au avut 2 în 2. Deci împărțit la 2, așa, plus 1. Plus 1 că pornim cu el numărătoarea. Și ne dă 88 împărțit la 2, 44, 44 plus 1, 45 deci 4, de numere. 88 minus 11, face 88. Împărțit la 2 plus 1, face 44 plus 1. Da. Dar câte numere sunt aici? Ia să vedem aici. 45. Dar în șirul care îmi-l dau acum. 485. Ia să vedem. 485. Las puțin, mame, poți să ne... Dacă profesor ne dă altul. 4. 4. 9. Yes! Da, boss! 13. Nu. 14. 14. 19, 24, 29, și așa mai departe. 21. Până la asta? Nu. Până la 29. 34. Până la 34? Și câte numere sunt? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uai, dar nu m-ați scris regula. Dar n-am scris, eu vreau să-l scriu. Numerele. Da, profesor, dați-ne un număr. Dați-ne 99. Nu. Se poate. Nu, Daria. Nu, de fapt. Dați-ne 99, vă rog, din suflet. Vă rog, știți cât de mult. 99. Că se poate. Nu mai avem nici. Puneți 99. Da, nu, 199. Dar nu trebuie dat la întâmplare, copii. Nu e la întâmplare, nu, profesor. Cum s-a făcut 29, se poate și 99. Și 99 minus 4 care dă 95 și se împarte la 5. Gata, am aflat să... 95 împărțit la 5 plus 1 e. Și noi o să avem acolo... 19 plus 26 de numere. 20 de numere. 26. Dar ce 26? Pentru că faci 99 minus 49, care-ți va da 50. 99 minus 4. 19. De ce 49? Pentru că... Domn profesor, nu. Din ăsta de aici scădem pe primul. Da. Și împărțim la 5 plus 1. Dar la 5, de ce împărțim la 5? Pentru că din 5 în 5. Din 5 în 5. Plus 1 și 90. De la 19 plus 1, 20. Da, acum am făcut asta. Da, egal cu 90. Dar dacă m-aș fi oprit... La 990... Tot aia e. Și 9. Nu, adică tot... La 999. Haideți-o, profesor, acum chiar... 192 de numere. Bum. Da, 192. Am calculat acum. Face 992. Și chiar e simplu și nu dau răspunsul. Da. 999 minus 4, în paranteză împărțit la 5 plus 1, care deci 999 minus 4. În paranteză? Da? Nu. Domn profesor, am profesor 45. Aici a fost foarte tare. Dacă știați tehnica asta, că scădem din ăsta de la sfârșit pe ăsta, atenție, pe ăsta de la început și împărțim la din cât în cât sar ei, da? Deci dacă știa șmecheria asta, nu le mai scriați pe toate acolo să numărați. Și tu, Davide, nu mai erai în încurcătura aceea mare, ce mă fac, ai sărit pe 60 și nu știu ce. Vezi?
Deci, bă, să reținem mult, cu adevărat, treia chestia asta. Da, oricum, am 10 puncte. Bine. Gata, subiectul 2. Din 100 la 3. Dar e 10, subiectul 3. Exercițiul 3, nu subiectul. Da, măi, exercițiul 3. Dacă A plus B egal cu O. A, domn profesor, asta a fost și eu. Să știți că mi s-a zis că exercițiul acesta, exercițiul 3, s-au încărcat foarte mulți colegi la el și exercițiul 5 de la subiectul 2. Și toate exercițiile de la subiectul 3, care? Cât de cât simple. Ia să vedem. A plus B egal cu O. 3. A plus B egal cu 8. B plus C egal cu 12. B plus C egal cu 12. Atunci, A plus 4, A plus 4, B plus 3, C egal cu... Asta a fost în profesie cea mai ușoară. Eu știu că B era 0. Da. Sau nu. Domn profesor, poți să încerc? Ia să vedem. Domn profesor, păi m-am gândit. Dacă eu am B plus C, și am 3C. De ce oare n-am dat 3C? Ca să combinăm cu 3B. Și atunci am făcut A plus B care ne dă 8. Și am scris, uitați așa, deci. Am scris A plus B plus 3B plus 3C, adică 8 plus 12 deci, ori 3. E un plan la expresie de o parte, da? Da. Și zici la A plus 4B plus 3C este egal cu A plus B plus 3B plus 3C, care este egal cu 8 plus 12. 12 ori 3. Stop, îmi place tare aici. Deci 4B, zici că este B. Eu puteam să pun 4A plus 4B, dar de ce mi-au dat mie 3C? Ca să le combin cu 3B. Și mi-au dat în cu B ca să le aflu pe A și B. Și atunci o să avem 4. Te-ai urmărit? Eu n-am urmărit. Ai urmărit? Eu am urmărit. N-ai înțeles, nu? Flavia. Deci, deci eu trebuie să vorbesc mai bine. N-am urmărit. Deci, doamne profesor. Eu la m-am legat, nu trebuia să aflu strict numerele, pentru că era imposibil să le aflu. Davide. Mi se numai la ele. Nu putem afla numerele concrete și cum să le înlocuim aici. Suma. Pentru că din doar două lucruri nu poți afla un număr. Nu poți să afli trei numere. Din două condiții, nu poți să afli trei numere. Trei necunoscute. Și atunci m-am bazat pe A, făcut tot așa. A plus 4B plus 3C. Și m-am gândit că eu puteam să pun 4A plus 4B, dar nu aveam 4A. Așa. Nu aveam 4A, dar eu ce aveam? M-am uitat așa și am văzut. Aveam 3C. Și pentru ce să folosesc eu 4B și 3C? Am folosit cei 3B și cei 3 de C și am combinat pentru că știam că B plus C de 12. Și ne-am scris ca sub formă de 12 ori 3. Asta vrea să zică, nu? Pe 3 pe lângă B plus C. Și atunci mi-a rămas un A și un B care am combinat și mi-a dat 8. Și atunci 8 plus 36, care mi-a dat 44. Vreau să vă spun că ideea este foarte frumoasă, dar trebuie să urmărim cu grijă. Deci, acum tu dai atac. Da. Și acum urmăriți-mă să vedem cum a gândit Darea de frumos. Și zice așa. Eu zice, am doar în A plus B. Fac 8. Descriu așa. Cum știm. Mă rog, atunci mai să scriu, da? Cum știm că A plus B egal cu 8. Pot să imaginez că 2 de A plus 2 de B va face 16. Da? Pot să spun așa. Deci de aici rezultă că 2 pe lângă A plus B egal cu 16, adică de 2 ori A plus B va face, cum e 8? 8 și 8, 16, da? De acolo 2. Da, atenție. Nu, mă uitam la B plus C. Atenție. Dar nu am 2A. Deci dacă ar desface de aici, ar fi așa. 2A plus 2B. Distributivitatea apli, da? 2A plus 2B face 16. Deci plecând de la A plus B, că face 8, reiese că și 2A plus 2B face 16. Însă, eu n-am 2 de A. N-am nicio șansă să-l rup pe 4B în 2B. Nu merită. Ca să cuprez pe 2A cu 2B. Că n-am 2A.
Și ea zice așa, cum am o singură, ce fericit l-aș face pe ăsta dacă i-aș pune un B, care apare A plus B. Și atunci se gândește să rupe pe 4B, într-un B, ca să-l lipească pe B-ul acela lângă cine? Pe B-ul acela din 4B. Deci din 4B ia un B și îl lipește lângă A și face o echipă A-ul cu B-ul. Și mai rămân din cei 4 de B, dacă au mușcat un B, rămân 3 de B. Cei 3 de B îi lasă cuplați în echipă pe cine? Pe cei 3 de B? Să fie, că scoatem pe ce... rămân 3, 3 franc în paranteză pe plus C. Asta e, și s-a văzut pe plus C. Deci acum, ideea asta este spectaculoasă, pentru că aia, ea observă, acest lucru este nemaipomenit, ea observă că lui A, pentru a-l face fericit, îi trebuie neapărat un B. Și de unde să-l ia pe B ăla? Din 4B. Și-l rupe pe 4B într-un B și 3B, da? Face echipa A cu plus B și atunci asta toată, cât este aici? Asta toată e știută, că e dată din problemă, cât este? 8, da? Deci este egal mai departe cu 8, plus 3B, plus 3C. Și egal cu 8 plus, aici putem da pe 3 în factor comun. Da? Pe 3 în factor comun și vine 3 pe lângă, B plus C, face 8 plus 3 ori, B plus C, cât este B plus C? B plus C este 12. 3 ori 12 și este egal cu 8 plus 36. Și face cât? 44. Domnul profesor, David mi-a zis că el a aflat pe B. Tocmai. Da, ideea a aflat... Nu. Dar nu se poate că spune totul. O secundă. Davide, dacă te-ai încercat să le găsești pe A, B și C, ca după aceea să le locuiești, cum de fapt poți să fii tentat, dar deja te duci în capcană. Pentru că nu vei găsi pe A, B și C de aici, că ai numai două relații între A și B. A, B și C. Două relații. Având numai două, nu vei putea găsi concret. Când multe ieșiți, se întâmplă așa. Găsește A, B-ul și C-ul din condițiile acestea, după care te duci și le locuiești, găsești valoarea expresiei acelea. Ei, autorul dat aici doar două, fără șansa de a le găsi concret. Și atunci tu trebuie să, în expresia asta, să le pui pe cele două asta, condiții. Asta, că n-a făcut el ăla, Sasha. Da. Știu că mai era unul. Tot așa, da. Eu vreau, nu mă pot despărți, mă iertați, nu mă pot despărți din ghișițul ăsta, că îmi place foarte tare. De aceea, Davide, acum vă dau altceva. Deci se dau condițiile. Se dau condițiile. Condițiile. A plus 3B egal cu 8. A plus 3B egal cu 8. Și A, da? A plus... Plus 6B. A plus 3B egal cu 8 și... Ce? 2B plus C plus 3C. 2B plus 3C egal cu 12. Să se găsească expresia E egală cu... Egală cu... 9A. A. No. A plus Dar nu A plus 3 ori B egal cu 8, A plus B, simplu B. Nu, am dat eu, îmi pun acum aici. Da. Deci eu dau altă condiție. Aia e problema de aici, da? Expresia care o dau acum este următoarea. A, pentru început, îl lasă așa. A plus 5B plus 3C egal cu cine? Haideți, domn profesor. A plus 5B plus 3C.
Deci v-am dat așa, A plus 3B fac 8 și 2B plus 3C egal cu 12. Expresia este A plus 5B plus 3C egal cu cine? Mai ușoară am dat, așa super, este. Super ușoară. Vă dau eu la domnul profesor. Da, tu lucrează asta. Compune asta. Compune asta. Tocmai am compus. Super. Dar pe aici, pe, da, pe baza asta. Pe baza asta. Bun. Am lăsat-o așa un pic pentru început. Davide și cu Flavia, cum gândiți aici? Că... trebuie să puneți condiția de aici în evidență și condiția asta de aici. În evidență. Să le valorificați pe astea. Într-un fel, noi acolo avem 2B plus 3C, dar cu 2B. Să nu pot să scot, cum se cheamă, 3DB? Nu știu. Tu calculează-o folosind pe asta de aici. Păi, profesor, știu cum fac? A plus, din 5-ul ăla pot să le scompun în 3 și 2. În 3, B și 2B. Da, și A plus 3B. Ca să le faci pe A-ul ăsta fericit. Da, A plus 3B plus 2B plus 3C și facem două relațiile fericite. Fai! Îl adun, băi, David, de mâine. Nu, e bine așa. E bine așa, nu? Asta înseamnă, dar nu observa din prima. Dar nu, nu trebuie să facem așa, că îi organizezi pe altceva. Dă-mi voie. Deci, David sesizează că dacă pe A-ul ăsta care are nevoie de cine are nevoie? De 3B. Au, fiindcă are nevoie 3B, face rost din 5B și pune 3B, rupe pe 5B în două bucăți și vine A, ai zis bine, David, 3B plus 2B și plus 3C. Și după aia o să fie A. Dar ăsta deja în echipă e fericit. Să fie 8 plus 12. Și ăsta la altă iarăși e fericit. 8 și 12 și face 20 suma. Dar dacă vă dau eu așa, expresia e tot în condițiile astea. Stai, domnul profesor, mi-am zis că se compun așa. Hai, zi-o. 9A. 9A. Plus 31B. 31B. Plus 6C. 6C. Egal. Da. Nu mai terminăm. Mai. Nimic. Dar e prea important ca să dezvolt aici. Deci, pe condițiile acestea, ne compunem. Ăsta e momentul când ajungi să compune gheșițul. A, pe condițiile alea. Pe condițiile astea ne compune așa gheșițul ăsta. Nu. David, băi, suntem bărbați, trebuie să-l facem. Nu de unde lăsăm bătuți. Nu, profesor, nu am făcut pe aia, acum e de la fetelor. Nu, 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 nu. Băi, băi, vin aici. Vino lângă mine, că Daria mi l-a compus. Pentru mine și pentru tine. Și pentru Flavia vine aici, Flavia ne-a special ajută și ea. For you. Hai. O, sunt liber pe gândire. Ce l-a fi făcut, mă? Ce idee l-a fi avut? Nu știu și nici, nu vreau să are nevoie de noua. Da, mă, prins cum trebuie să facem. Zim. Facem 8 minus 9 și rămâne un A. Facem, facem 9A din, îl compunem din 2B, 3C, 3B și un A. Adică dai prea mult. Nu, avem nevoie de 9A. Tot profesor, dacă să apară din nou, zi-mi dar de. Eu știu cum fac. Deci din 9A scad 8A și rămâne un A. Păi dacă ai scos 8A, 8A acela ce faci cu el? Stați și auziți. După aia rămâne un A, pe aia rămâne 8A. Și din 31 trebuie să am doar 3. Mai are altă șmecherie, mă. Domn profesor, puteți scădem din 12, 3... Da, v-am zis, nu vă bag. 3B sau 3C și ne dă 9A. Am putea? Nu. Cum faci tu, uitându-te la relația asta, Flavia? Facem 9A. Cum să apară din asta noua? Ce să-i fac la egalitatea asta ca să apară nouă? Davide. Davide, hai te rog. Ce să-i fac la egalitatea? Nu știu. O mulțim cu nouă. Șmecherul adic.
șmecher au un mulțime egalitate. Păi doar din nou azi dă dai seama. Deci, nu mai trebuie să te uiți la B. Asta era faza. Puteți să uiți la B. Tocmai. Am făcut 9-3-2. Deci ea are o șmecherie tare de tot. Ca să apară 9 ani, mulțim toată egalitatea asta cu 9. Și zicem așa, plecăm și noi. Cum? A plus 3B este egal cu A plus 3B egal cu O. Înmulțim toată, o înmulțim pe toată asta cu 9. Și rezultă. 9A plus 27B egal cu 8 ori 9, 72. 72. Și acum, fiindcă ai 9A și 27 de B, nu fac nimic la A. Muști pe 31 B. 27. 7 și plus cât? 27 și până la 4. Asta era. Deci egal cu 9A plus 27 B plus 4 B și plus 6 C. Egal cu. Dar ăștia sunt fericiți. Nefericiți. Așa, fericiți că sunt în 9 și cu 27 bine. Domn profesor! Îți fac 72. Domn profesor! Da. Inspirație. A doua mulțesc cu 2. Asta e, mă. Asta e, că așa s-a ajuns la 6 ce. Și la 4 B. Asta, ta. Deci, domn profesor, îmi trimiteți ceva? Ai ghicit-o pe Daria? Da, profesor, știți, eu putem... Pe prima am ghicit-o cu 9 și pe a doua cu 2. Domn profesor, știți, eu putem acum să vă dau un număr de pe aleatoriu. Pentru că deodată ce aveai 9A, tu să-ți dai seama că primul mulțești cu 9, deodată că aveai 6, ce te dai seama că pe noi era cu 2. Adică eu puteam să dau acum un număr aleatoriu de B. Dar B-ul, da. B-ul l-ai controlat după ce ai mulțit cu 2 și cu 3. Da, ne-am controlat. Domn profesor, îmi promiteți ceva? Ce să-ți promit, mă, că m-ai nebunit? Nu, deci trebuie să-mi promiteți ceva. Zim. La penultima problemă să mă lăsați pe mine. Deci asta trebuie să-mi promiteți solemn. Stai să ajungem. Să ajungem. Da. Deci mi-a promiteți. N-am putut să merg mai departe până când l-am putut să-l trezesc la viață și pe Davide, că tu, Davide, faci o chestie. Când nu ți iese din prima, spui ce? Nu. Tu cedezi foarte repede. Da. Și nu-mi place deloc. Nu poți să fii decât foarte rău cu negheșițiu. Adică trebuie să spui, te fac, reușesc, nu mă las. Tu spui, nu-i pentru mine, la revedere. Și când ai abandonat, nu mai ai nicio șansă să mai faci negheșițiul ăla. Deci trebuie să fii concentrat. Vezi, ne-am pus la o încercare foarte tare. Atât de șmecher a fost când am mulțit asta cu 9 și ne-a telefonat. Ne-a telefonat că 9 ani spunea să mulțesc cu 9. Și fiindcă apare 6C în expresie, ca și cum am fi mulțit-o cu asta cu 2. 3 ori 2, 6. Și că la control care se face, 3 ori 9, 2, 7 și 4B, fac exact 31. Asta a fost tehnica care am compus exercițiul. Da? În asta ea a înțeles într-atât de bine exerciții de tipul ăsta, că este în stare să le compună. Și ieri când am discutat împreună la un moment dat sau la altă ieri, nu știu când așa, discutam un egheșițiu, vă spuneam, trebuie să, ca să faci dovadă că ai înțeles bine egheșițiu, trebuie să ajungi să compui și tu la rândul tău. Ieri. Da? Așa. Deci de aceea vă invit să fiți foarte atenți, să pătrundem în miezul probleme, că simplu egheșițiu pe care l-ai făcut acolo, adună sau scăzând niște numere, și că l-ai făcut, nu e suficient. Nu te alegi cu nimic. Dragilor, prietenii mei care vă uitați la Prof. Online. Ce face Prof. Online este cu totul diferit de tot ce se întâmplă în școala românească. Chiar că... Anume, încercăm să dezbatem la rădăcină problema, să o înțelegem acolo ca să putem să o valorificăm și să compunem și noi probleme. Asta este spectaculos. Este momentul cel mai important al activității noastre. Da? Deci, Daria atacă foarte tare. Promite că nu-ți mai propun să faci exerciții, că vin cu exerciții tari. Și nu mai sunt așa de tari. No, profesor, deja mi-a dat temă să compun un exercițiu. Așa. Bun. Fiecare acasă, după modelul ăsta, dacă ați înțeles... După ăsta, adică puteam să spunem noi altfel de... Alte combinații aici. Chiar acum.
da? Aici alte combinații. Și mâine? Și da, da. Mâine, mâine, luni. Da. Da. Mergem la subiectul celălalt. 4. Îl dau eu, domn profesor, că le-am scris și pe cearne. Dacă scrie mama lui. Da. Ce crezi, Chimenea? Da. 4, da? Da. Da. Valoarea recunoscute A din exercițiul următor. Exact. Acoladă. Asta a fost simplă, domn profesor. O faci, o făcești din ochi, știți? Da. Da, da. Da, da. 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 Okay. Deci, cum spune? Deci, valoarea necunoscute A din exercițiul următor. Trebuie să aflăm pe valoarea A. Valoarea lui A? A din exercițiul următor. Din exercițiul următor. Deci, până acum, dacă facem bine pe asta, avem 20 de puncte. Așa. Din 100. Da, din 100. Până acum, 100. 30. Acoladă, paranteză pătrată, paranteză rotundă. Acoladă, paranteză dreaptă, da, paranteză rotundă. Rotundă, 7 minus 3, închideți paranteza rotundă, ori 5, minus 2, plus 3, închideți paranteza dreaptă, împărțit la 7, plus 9, închideți acolada, împărțit la A, egal cu 4. Flavia, te rog. Vedeți, domnul profesor, pe simplu. Da. Flavia, te rog. Se vede că e ceva în care de simplu. Flavia. Fac? Da, 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 da. Hai. Vorbește. Eu ar vrea să pun paranteza rotundă care ne dă 4, 4 ori 5, 20, 20 minus 2, 18, 18 plus 3, 21, 21. Acolo e 6, nu e 7, nu era 7, era 7, așa ții minte. Împărțit la 7, 7, da. 7, da. 21 împărțit la 7 care... Le dă 3 plus 9, 12, 12 împărțit la 4, hai, este egal cu 12 împărțit la 4, care este egal. Corect, hai, egal cu 3, da? Da. Okay. Asta v-am spus, n-am spus. 5. 5. Diferența a două numere este 426. A minus B egal cu 426. Asta unul dintre numere este de 7 ori mai mare decât celălalt. Care este suma celor două numere? Asta a fost foarte simplu. Da, a fost foarte simplu. Deci, am spus, diferența două numere este 426. Unul dintre numere este de 7 ori mai mare decât celălalt. Care e de 7 ori? Este egal. Sigur, deci, domn profesor, dacă e de 7 ori mai mare, practic, putem să spunem 7B minus B egal cu 726. 6B egal cu 726 și B este egal cu 71. 6B egal cu 4. Și a fost simplă. 6, deci B egal cu cât? 71. B egal cu 71. Și facem 400. Și atunci A este egal cu 7 ori 71. Și A este egal cu... 4, este egal cu 497. Și ca să afli cât îți dă suma celor două, 497. A plus B suma, nu? Da. A plus da. B egal da. Cu... A plus B este egal cu 568. 568. Da. Subiectul 6. Da, 6. Până acum 25. Dacă numerele naturale A, B și C îndeplinesc simultan condiții. A, și asta a fost A plus B plus C 972 egal 972. Dedesubt, A plus B egal cu C, A împărțit la 2 egal cu B, atunci B plus C este... Păi sunt întrebări, lor le dă patru da, variante. Da. Deci, domn profesor, da. Fiți atent, noi, deci noi toți la asta ne-am gândit, că dacă unii nu s-au primit la asta, dar n-au știut, nu știu de ce. Da. Deci A plus B egal cu C, înseamnă că 2C egal cu 972. Și, dacă A plus și C este egal cu 486. Și atunci, deci, dacă A plus B egal cu 486... Deci de aici înseamnă, simplu, că numai din astea două, 2C egal cu 972, de unde singurul C este egal cu 400, cât ai zis? 486. Da. Și de aici îți dai seama că A plus B egal cu 486. Dacă l-am găsit pe C... Și atunci era foarte simplu, domnul profesor. Domnul profesor, dar știți care e faza? Că am împărțit la 2 egal cu B. Eu m-am gândit că 3B, pentru că... deci, practic, o jumătate de A este egal cu B.
atunci un A și un B va fi 3B, știți? La asta m-am gândit. O secundă. Dacă A împărțit la 2 face B, înseamnă că A e 2B. Da. A, da, 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 da. Dacă A împărțit la 2 face B, înseamnă că A este 2B. De 2B. 2B. Și 3B era 486. Și o secundă. Da. Cum avem A plus B face C? Avem 2. Pe, în loc de A punem 2B. De sus zice, cum A plus B e egal cu C-ul pe care l-am găsit, 486. De aici reiese că în loc de A punem 2B. Da? Da. 2B și cu B face 3B. Deci rezultă de aici că 3B este egal cu 486. De unde numai un simplu B va fi egal cu 486 împărțit la 3, face pe o dată 18 de 6 ori și 2. 162. Da, vă dați seama, domn profesor, că e simplu. L-am aflat și pe C și pe B, a susținat acum... D plus C, da? Da, simplu. Deci de aici rezultă... Nu mai trebuia să afli pe acolo, nu ți-l cerea. D plus C face 486 plus 100. 62 și găsim răspunsul. Domn profesor, vă dictez eu, că m-am mai David de la plecat. Eu am încercuit... Păi, am încercuit 640. Da, bravo! Și eu! Ușor. Deci 640 și... Bine, bine. Nu era așa de greu. Dar chiar nu era. 660. Doamne profesor, acum urmează subiectul 2. Cel mai simplu. Pentru unii. Pentru unii. La prima. La prima am spus 12 zile. Și eu. Da, și eu. Că am aflat cât e un fapt da. Și muncitor. 12 împărțit la 4. Și atunci, dacă e 3 ori 4, 12. Doamne profesor, vă citesc prima de la subiectul 2? Imediat, dar e arătare. Deci până aici a mers bine. Am făcut 30 de puncte, bravo. Oh. 40 dacă le punem și pe alea, timp am fi ce. Avem 4. Subiectul 2 n-a fost mai? De aici nu mai știu ce am da? Fost. Deci subiectul 2. Yes, 2. 1. 14. 1. Pe un șantier, 12 muncitori termină o lucrare în 4 zile lucrătoare. Patru muncitori ar termina aceeași lucrare în 12 zile. Pentru că noi ne-am dat seama că facem muncitori. Da? Deci pe un șantier, 12 muncitori termină o lucrare în 4 zile lucrătoare. 4 zile. Da. Patru muncitori ar termina aceeași lucrare în, semnul întrebării, zile. Câte zile? Da. Da, și trebuia noi să completăm. Da. Cum ați gândit? Cum ați gândit? 12 împărțit la 4, ca să faci un muncitor într-o zi. Care dă 3 și faci între 4, 12 și 4 muncitori în 12 zile. O secundă. 12 ați împărțit la 4. Da. Ca să vedeți cât face... Un muncitor într-o zi. Nu un muncitor. Păi cum un muncitor dacă sunt 12? Deci, de 12 l-am împărțit la 4. Da. Ne-a dat 3. Da, și ne-a dat 3. Ce înseamnă 3? Păi, în 3 zile faci un muncitor. No. 3 muncitori? No. 12 muncitori în? 4 muncitori în 12 zile. 3 muncitori în 12 zile. Într-o zi? Într-o jumătate? Ei au împărțit repede, au fost numărul ei perfect. Nu, domn profesor, noi ne-am gândit că 12 muncitori la 4 zile. Facem 4 zile lucrarea. Păi asta e important, să vedem ce înseamnă 12 împărțit la 4, ce semnifică. Deci dacă ei lucrează în 12, 3 zile. Păi lucrează în 4 zile. Nu mă refer la cele 3 zile care nu au lucrat. Hai să încercăm darea să... Deci, ascultați-vă un pic și pe domnul profesor. Un pic. Lucrarea asta trebuie să înțelegi că este un tot. Da. Cu alte cuvinte, 12 muncitori sapă un șanț. Da? Un șanț. Da. În câte zile termină șanțul ăsta? 4. 4 zile. Împărțind
pe 12 la 4, ce ați găsit voi? Cât fac 3 muncitori într-un? 2 muncitori. 3 muncitori. 2 muncitori. Ce reprezintă, repet? 3, cât fac 3 muncitori? Cât fac 3 muncitori într-o zi? Păi da! Deci cât fac 3 muncitori într-o zi din lucrare? Deci eu puteam să vă spun fix, pentru că așa am scris pe foaie. Vedeți? 12 muncitori a 4 egal 3 muncitori într-o zi. Asta am scris pe foaie, dar nu mă gândesc. 3 muncitori într-o zi. Da. Și acum? Și, dacă sunt 3 muncitori într-o zi, fac atâta, 4 muncitori în câte zile vor lucra? Păi. Da. 12 împărțit la 3, facem, ca să vedem. 4. Și 4 ori 4. Aaaa, 16. A, scrie 12 sau 16? 16. Nu e important 12 sau 16. Raționamentul noi... Da, dar fac 16. Domn profesor, 16, ca să vedem dacă noi... Eu sunt acum, sunt în situația în care abar n-am, trebuie să-mi fac problema. Domn profesor, stați, faceți problema ca să știm dacă am greșit sau am făcut corect. Păi da. Da. Să o facem împreună, nu? Băi, da, profesor! M-ați omorât. Hai să vedem. Eu zic 16. Un vot pe 16. Dar nu așa facem. Da, nu pe vot. Că nu avem la alegere aici, trebuie să demonstrăm. Nu se amă dacă nu am greșit. Deci, 14 muncitori execută șanțul ăla în 4 zile. Dacă ar fi fost un singur muncitor în loc de 12, în câte zile ar fi terminat lucrarea, șanțul ăla? În 4 zile. Dar, atenție mult. Dacă 12 lucrează cot la cot, în mod egal, și fac 4 zile. Deci dar un singur muncitor. Deci pe 4. 12 ori 4. 48. Un singur muncitor ar fi făcut 48 de zile. Și 4 muncitori, domn profesor. Ce am mai greșit? Deci, era peste 100 și ceva. Nu te grăbi. Aba nu, că acolo lucrează doar un muncitor. Dar la 4 muncitori și ei lucrează 4 cot la cot. Și ei 4. Deci un singur muncitor ar fi terminat lucrarea aceea în cât? Un singur muncitor ar fi terminat lucrarea în 48 de zile. Da? 48 de zile. Doi muncitori în cât ar fi terminat lucrarea? Doar doi muncitori. 48 împărțit la 2, 24. 24. 24 împărțit la 2, 13. 20. Dar 12, așa trebuia văzut raționalmente. Deci tot 12. Deci era bun. Păi de bun rezultatul, măi copii, dar voi nu ați înțeles. 4, 10, 6, 5, 4, 4, 6, 4, 4, 6, da. A fost bine. Era bine 12. Ce era inima mea, n-au fost corect. Stai, câte zile ai spus aici? 12. Păi, dar dacă fost... Uitați, vă spun, da, am înțeles? Da. Deci, dacă eu aveam 48 de zile, nu? 12, da, 48 de zile. Și am împărțit mai întâi la 2, ca să vedem cât au făcut 2 muncitori. Perfect. Și cât mi-am luat? Acum 24. Și ca să ne dăm cât face 4 muncitori, 24 din nou împărțit la 2, că noi 2 la 4, 24 din 12 și am făcut corect. Da. 4, 6. Da, să înțelegeți. Jocul ăsta de numeri copii. 4, 6, că v-a dat 12, nu este atât de important și eu credeți-mă, dacă nu spuneți așa, dacă la redactar nu spuneți așa, bine 12 muncitori în 4 zile, zile. Da? Da. Un muncitor, da? Un muncitor ar termina lucrarea. Un singur muncitor ar termina lucrarea în câte? 48 4 ori
12. O lună și... Da? 4 ori 12. O lună și 8 zile. 4 ori face 48 zile. Deci, un singur muncitor ar fi terminat lucrarea în 48 de zile. Acum, cum eu am la lucrare 4 muncitori, da? 4 muncitori ar termina lucrarea în 48 zile împărțit la 4 și egal cu 12 zile. Așa trebuie redactat. Dar simplu, am mulțit 4, 3, 2, 3, 4, nu știu ce, 12, nu are nicio relevanță. Așa, dacă îmi scriați la redactare, atunci... Dar nu trebuie redactare. Mă, nu, simpla bifare acolo trebuie să fie și... Dar nu văd bifare. Completează spațiile punctate cu informația corectă. Domn profesor, măcar am făcut corect. Da. Dacă nu făceam corect, m-am scris. Da, dar eu minim interesează ce s-a întâmplat în mintea voastră, copii. Ok, voi, am voi... ce e mintea mea. Următoarea problemă. Da. Ies care acum? Suma a două numere. Suma a două numere este 384. Suma care se obține dacă fiecare dintre cele două numere se micșorează de 3 ori este... Domn profesor, doamne, știți câți copii s-au împiedicat la asta? Da, mult! Da, foarte mult! Până și tu, Davide, te-ai împiedicat la asta. Da, parte din gură. Încep. Era A împărțit la 3 plus B împărțit la 3 egal cu 384 împărțit la 3. Deci faptul că suma... două numere, 384, suma două, da, 384. Suma care se obține dacă fiecare dintre cele două numere se micșorează de 3 ori este, deci fiecare, cele suma, da, care se obține dacă fiecare dintre cele două numere se micșorează de 3 ori. Adică A-ul se împarte la 3 plus B-ul se împarte la 3, da? Da. Da. Și rezultatul se împarte la 3. Atunci da. Și rezultatul, că exact cum ar fi făcut împărțirea aici. La asta împărțit totul la 3. Da. Deci împărțim la 3 și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta și suma, deci se împarte la 3. Și atunci revine 384 împărțit la 3. Și este rezultatul rapid așa ceva. Dacă spunea așa, ce rezultat? Aici ar fost mai tare. Care este rezultatul când primul se împarte la 2 și al doilea se împarte la 3? Nu mai e și asta. Mm. Dar știți care era faza? Era o faza faină dacă spunea primul se împarte la 2 și celălalt se împarte la 4. Pentru că era și mai frumos. Aici merge. Aici merge foarte simplu. Dar atenție, fiindcă le împarte pe amândouă la 3, da? Fiindcă le împarte pe amândouă la 3 este foarte 128. Simplu. Foarte simplu. Dar exercițiul devine complicat dacă e vorba de împărțit pe unul la 2 și pe altul la 3. Ce se întâmplă? Deci, ia să vă gândiți așa. Deci dacă se întâmplă așa ceva, mai puteți? Cum puteți? Ce faceți? Nu știu. Aici, exercițiul a fost pentru la 3. Cred că știu, domn profesor. Da. Cred că știi. Te gândești la asta. Da. Următorul, yes? Un număr de 28 de copii au plecat într-o drumeție. 28 de copii. Au plecat într-o drumeție. Numărul celor care se află în urma lui Tudor, numărul celor care se află în urma deci 28, lui Tudor, copii. 9. Copii. 28, da. Numărul celor care se află în urma lui Tudor este de două ori mai mare decât acelor care se află înaintea lui. Deci este un băiețel Tudor, în urma lui. Asta e Tudor. Da, în urma lui. Numărul celor care se află în urma lui Tudor este de două ori mai mare decât al celor care se află înaintea lui. Da. Tudor este al? Câtelea? I-am pus al zecelea. I-am pus al nouălea. Hai să vedem. Deci. Păi sunt 28 de copii. Sunt 28. Minus Tudor. Da, și deci, domn profesor, îl scoatem pe Tudor. Fără Tudor. Numărul celor care deci se află... toți copiii care au plecat în excursii în total cu Tudor cu tot. Cu Tudor cu tot. Păi da, 28 minus 1. Păi, așteaptă. Stai să citim încă o dată. Da, da. Numărul celor care se află în urma lui Tudor este de două ori mai mare decât al celor care se află înaintea lui.
Tudor este reprezenta, ar. Eu aș reprezenta așa. Printr-un segment, cei care sunt înaintea lui Tudor și prin două segmente, pe cei care sunt în spate. Da? Un segment pe cei care sunt în față și cu două segmente pe cei care sunt în spate. Asta a fost așa. Da? În total, am câte segmente? Trei segmente. Adică partea celor din față și cu cele două părți din spate fac trei astfel de părți, trei segmente. Fără Tudor. Fără Tudor. De aceea, din 28, trebuie să scădem pe 1 și apoi fac 27. Da. Înseamnă cele trei părți în final. Da. 27. Cele trei segmente. Și ca să găsim un singur segment, 27 împărțit la 3, egal cu 9, nu? 9. Da, 9 plus elevi. Tudor. 9 elevi. Ei bine. 9 elevi, Tudor în față. Este. Adică, spune că, uitați ce spunem, că Tudor este de două ori mai mare decât al celor care se află înaintea lui. Adică, înaintea lui fața 9. Lui Tudor. Da, cei din fața lui Tudor fiind 9, numărăm. Și dacă Tudor este al 10 la elev. 18. Da, și Tudor este al 10 la elev din șir. A fost o șară. Da. Deci, Tudor, al câtelea elev este Tudor? Este Tudor, da. Da. Numărătoarea se face, ești primul, al doilea, al treilea. Noi l-am scăzut pe Tudor, adică nu se poate să fie nouă Tudor. Pentru că noi deja l-am scăzut, noi trebuie să-l adunăm pe Tudor. Da. Atenție. Deci, când numărăm pe cei care se deplasează, avem, ești pe primul loc, pe al doilea, pe al treilea, pe al nouălea și Tudor este pe locul 10. Tudor. De ce este pe locul 10? Pentru că are pe 9 în fața sa, el e al 10-lea și mai sunt în spate 18. Da? Și suma totală va fi de 28. E corect. Deci al 10-lea trebuie spus. Da. E bine, da? Ați făcut corect? Da, așa am făcut. Dacă 3 păpuși, 4, domnul profesor. Da, 4. Dacă 3 păpuși și 5 ursuleți, nu știu cum am spus aici. Costă 100 de lei. Aici ai ale 3 păpuși. Pentru da comparație. Da, pentru da comparație. Dacă 3 păpuși și 5 ursuleți. 5 ursuleți. Costă 100 de lei. 7 păpuși. Iar 7 păpuși și 5 ursuleți costă 180 de lei. 5 ursuleți, da? Da. Și 7. Atunci o păpușă și un ursuleț costă? Cât? Profesor, ne-a dat două egale. 28 de lei. Vedem că surplusul aici, comparația este și de așa făcută. Da. A fost o drăguță autoarea. Avem deja ursuleții, nu? Comparați. De unde vine surplusul ăsta de preț? De la păpuși. Da. Deci câte păpuși într-un să avem aici? 4 păpuși. Nu? Sabia. Deci 4 păpuși costă 80 de lei. Și atunci o păpușă a costat cât? 20 de lei. Împărți la 2, egal cu? 20. La 4, da? Da, la 4, domn profesor. 20 lei. Și un ursuleț? 8 lei. Ne ducem repede și înlocuim aici păpușile, nu? Și ursulețul de cât? Și va fi 60. 8 lei, da.